Teatru radiofonic serial. Socrate, de Dumitru Solomon. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Episodul 1. Mare filozof al antichității. I-a învățat pe oameni să deosebească binele de rău, adevărul de minciună, cinste de necinste, să fie virtuoși, să-și iubească patria, să se cunoască pe ei înșiși. A respectat legile bune sau rele și i-a învățat și pe alții să le respecte. S-a războit cu propriile vicii și cu viciile altora, aducând o viață morală simplă de virtuos. N-a nedreptățit pe nimeni. Și totuși acest om a fost condamnat la moarte de concetățenii lui. Care a fost greșeala lui Socrate? Cu ce s-a făcut el atât de vinovat față de țara sa, încât să-i se aplice pedeapsa maximă? Prietenii și învățăcei afirmă că a fost victima unei cumplite nedreptăți. Și nedreptate trebuie să aibă însă un temei, o explicație, o cauză. Socrate a greșit? Înseamnă că a greșit grav. Bine iertat, pentru că pedeapsa cu moartea se aplică de obicei doar criminalilor. Care a fost crima lui Socrate? Socrate ar fi putut opta, s-ar fi putut salva de două ori. Mai întâi plătind o amendă, iar mai apoi, după pronunțarea sentinței, fugind din Atina, dar a preferat să moară. Sau a vrut să moară. De ce a vrut Socrate să moară? De ce? De ce? Ești calm. În fața destinului, cum poți oare să fii? Totuși, undeva în interiorul ființei tale se simte o spaimă. Deși tu singur ai sus la judecată că moartea va fi pentru tine o desfătare. O viață întreagă m-am lăudat că sunt fericit. Nu puteam să-i dezamăgesc pe oameni tocmai acum. Nu le puteam împărtăși frica mea. Erau de față prietenii mei, dar fi spus că i-am mințit și că iată, acum mă tem că trupul meu nu se va mai bucura de plăcerile vieții. Ce lași în urmă? Prietenii, nevasta, copiii. La tine nu te gândești? Mă gândesc. Sunt încă tânăr. Aș mai fi putut învăța pe mulți. Aș mai fi putut face copii. Aș mai fi putut colinda orașul, piețele. Să stau de vorbă cu oamenii. Să privesc casele, femeile sau bunătățile de care n-am avut niciodată nevoie. Deci tot regreți trupul pe care l-ai disprețuit? Nu l-am disprețuit deloc. Doar că nu i-am satisfăcut totdeauna poftele rele. N-ai spus că ți-e frică de moarte numai ca să bravezi, ca să par mai puternic decât alții. Dar sunt mai puternic, fiindcă nu le-am spus. Iar ei te-au condamnat pe nedrept. Da, pe nedrept. Dar au dreptate. Cum poate fi ceva drept și nedrept în același timp? Față de mine, de Socrate, au fost nedrepți. Dar față de ei înșiși, au fost drepți. Nu trebuie învinuiți. Bine, dar tu ai luptat pentru apărarea Atenei. Tu ai crescut fii în spiritul legii și al virtuților. Tocmai ăsta e răul pe care l-am făcut Atenei. Rău? I-am făcut rău prin însăși existența mea.
În loc să cresc zidar și negustor și soldați, eu am crescut suflete. I-am îndepărtat pe tineri de la muncile lor, de la îndatoririle lor și i-am obligat să se cunoască pe ei înșiși. Dacă știai că asta e rău, de ce ai făcut-o? Știam că e bine. Dar asta e viața lucrurilor și faptelor noastre. Ele pot fi și rele și bune totodată. De ce te mai dar te și bucurai atunci când te-au condamnat la moarte? Da, m-am temut, dar m-am și bucurat. Moartea mea e ca o cunună. Oamenii își vor aduce aminte de mine și vor spune: Socrate, cel care a fost osândit la moarte de către atenieni, ce altceva le-aș putea lăsa decât această amintire grea? Moartea mea va fi un cap de acuzare pentru lumea de azi. Fiecare generație pregătește celor viitoare argumente ca să o nege. Eu sunt un astfel de argument pentru cei care vor fi, ca să-i nege pe cei care sunt. Altfel, lumea ar sta pe loc. Iar mie nu mi-a ajuns timpul pentru a afla dacă zeii au creat natura sau natura i-a creat pe zei, pentru a afla cine ești tu. De ani de zile stăm de vorba. Te-am ascultat când mă opreai să fac unele lucruri și îmi îngăduiai altele. Mereu am spus oamenilor că tu, daimonul meu, ești trimis de zei. Dar acum nu știu. Ești eu? Da și nu. Trebuie să aflu. Te-am ascultat fără să fii pesc. Am făcut așa cum ai poruncit. Când a trebuit să aleg, mi-ai călăuzit gândul și inima. Când a trebuit să lovesc, mi-a oprit mâna. Am ocolit voluptățile ori de câte ori mi-ai poruncit să le ocolesc. Cine ești? De unde vii? Am uneori senzația că nu vii din altă parte, ci din mine. Că nu eu îți aparțin ție, ci tu mie. Cine ești? Descoperit singur, Socrate. Așa da. Ești al meu. Odată cu plecarea mea, nu vei mai fi nici tu. Prin urmare, ești muritor. Atunci, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc. Nu vreau să mai plec. Vreau să trăiesc. N-am scris nimic. Vorbele se spulberă, chiar dacă sămânța lor rodește undeva. Sunt om. Am și eu deșertăciunea mea. Vreau să se vorbească despre Socrate. Vreau! Vreau să se știe cine am fost. Să se știe că am existat cu adevărat. Vreau să trăiesc! Cetatea noastră e plină de prostie. Te făimezi cetatea? Nu era vorba de cetate, ci de prostia din cetate. Ba, se vede că ești unul din discipolii lui Socrate. După ce? Îți bat joc de tot și de toate. Iată-l pe cel mai frumos și mai elegant bărbat din Atena. Vino, gustă din licoarea sacră a lui Dionisos. Veniți cu toții, nu stați pe gânduri, viața e scurtă. Către fericire vă chem bărbații ai Atenei. Veniți,
veniți și beți acest vin dumnezeiesc! Mă uit la tarabele voastre pline de toate bunătățile și mă gândesc la câte lucruri de care eu nu am nevoie există. Iar alții, chiar dacă le-ar avea pe toate, tot n-ar fi mulțumiți. Da, firește, cei ce merg mereu desculți și poartă mereu aceeași manta, n-au nevoie de nimic, firește. Spune-mi, Antistene, da, ce e cu gaura aia din mantaua ta? O port ca să se știe cât de mult disprețuiesc eu, ca și tine, prea înțeleptule, toate bunurile lumești nefolositoare, precum și deșertăciunea lumii. Atunci fii atent, că ți se vede deșertăciunea prin mantie. Fanfaronul! Prieteni, ce credeți voi că are cu mine Meletos și toți poetașii lui care mă latră azi în proză? Nu mai suportă să-ți bați joc de ei. Am spus eu ceva rău despre poeți? A, nu despre toți, dar cel mai ades despre ăștia care se inspiră din piețe și se întrec în limbaj cu precupețele. Dar ăștia nu sunt poeți. Ăștia scriu ceea ce văd, nu ceea ce simt. Să nu ne înveți tu cum să ne scriem poeziile, Socrate. Harul ni-l dau zeii, nu oamenii de teapa ta. Zeii dau într-adevăr harul. Dar de unde știți că vi l-au dat chiar vouă? Oamenii nu au căderea să-i cenzureze pe zei. Cei care nu au căderea sunt oameni? Fiți atenți, prieteni! Ascultați ce vorbe ies din gura acestui bărbat! Îi reneagă pe zeii cetății! Vrea pieirea credinței! Ca-n piață! Acești poeți nu au alte argumente decât strigătul boarului ce-și mână vitele. Noi am învățat să ne susținem părerile cu argumente. E clar că vorbim altă limbă. Va trebui sau să învățăm noi limba lor, sau să învețe ei limba noastră. Învățați mai întâi să-i respectați pe zei. După ce vei învăța tu să-i respecti pe oameni. Socrate, pentru gura asta a ta ai să plătești cândva cu capul. Știu. De ce unii poeți, în loc să scrie, fac discuții prin piață? Pentru că e mult mai ușor să discuți decât să compui versuri. Adică noi facem o treabă mai ușoară decât Meletos și ai lui? Așa pare. Pentru fiecare dintre noi, treaba pe care o facem e mai ușoară și în același timp mai grea decât treaba pe care o face altul, ai înțeles? Cred că nimeni nu poate înțelege ceva din aiureala asta. Vocea acestui băiat nu mi-e necunoscută. Știu cine ești. Credeam că ți-ai pierdut memoria. M-ai recunoscut după voce sau după mutră? După obrăznicie. Mi-aduc aminte că în lupta de la Delion fugeai de rupeai pământul. Iar tu te retrăgeai încet, ca să-i întârzii pe dușmani. Mi-ai spus atunci să te caut prin piețe dacă vreau să aflu ceva despre filozofia ta. Bine ai venit. Mă tem că am venit degeaba. Mai ales că tata m-a oprit să iau lecții de la tine. Atunci trebuie să-ți asculți părintele. Supunerea față de părinți face parte din filozofia ta? Nu-mi trebuie. Asta am văzut și acasă. Eu vreau să cunosc lumea. Eu nu te pot ajuta decât să te cunoști pe tine însuți. Nu poți cunoaște lumea dacă nu te cunoști întâi pe tine. Mi-e frică, Socrate. Lumea nu-i respectă decât pe cei curajoși, pe eroi. Mi-e frică de mine, Socrate. Nu sunt un erou. Uite, el e frumos, puternic, cu succes la femei. Poate că și deștept dacă se învârte în prejurul tău. Dar nu-mi place mutra lui de erou. Are ceva obscen, trivial în toată ființa lui.
Nu-mi plac eroi. Au ceva de curve care vor să intre în grațiile istoriei. Dă-mi voie să-l tăvălesc puțin pe imperbul ăsta murdar. De ce? Pentru că l-am văzut pe eroul Socrate cum se retrăgea încet cu măsură în fața spartanilor. Ce să învăț? Cum se fuge încet? Cum se ascunde lașitatea sub niște mușchi de oțel? Și de ce să fiu mai bun? Pentru cine? Cu cine? Eu nu pot fi un erou, Socrate. L-am citit pe Homer. Nu pot să fiu bun. Nu pot să fiu drept. La ce-mi folosește să mă cunosc pe mine însumi? Ca să-mi fie scârbă de mine? Cum te cheamă? Eurites. Sunt fiul lui Anitos, tăbăcarul. Am auzit de tatăl tău. E un om cum se cade, cinstit. Și ce-i dacă e cinstit? E bine. De unde știi tu că e bine? Ce știi tu, Socrate? De ce te tot lauzi ca un copil? De ce-ți bați joc de oameni? Tinere, respectă măcar vârsta. De ce? Când o să am eu vârsta lui Socrate, alții o să mă respecte pe mine numai pentru că sunt bătrân? Mai bătrân decât ei, nu pricep. Socrate, lasă să plece acasă la tăbăcăria lui. Nu! Nu vreau să plec. Iată, am aici 5 tetradrahme, da? Ia-le, Socrate, nu mă goni. Am să mai fac rost de bani. Pentru ce? Pentru învățătură. Doar nu o să-ți bați capul cu mine degeaba. Dar nici nu o să-ți iau plată pentru ceea ce este în sufletul și mintea ta. Ia stai. Poate că ai să înveți totuși ceva. Ai să înveți doar să-i înjuri pe zei. Nu-l lua în seamă, nu-l lua în seamă. Poți să te întreb ceva, Eurites? De asta am și rămas cu tine. Întreabă-mă. Un om care ucide un alt om, comite el un rău? Fără doar și poate. Dar cel care își trădează țara? Se înțelege. Toate acestea sunt fapte rele, nu-i așa? Da. Iar cei care le-au comis sunt răi și nedrepti. Da. Ucigașul trebuie ucis? Da. A ucide un om este un lucru rău? Da. Dar este nedrept a plăti răul cu rău. Și atunci? Care e adevărul? E rău sau nu? E nedrept sau nu? Spune. Nu știu. Dar ce știi? Știu că nu știu nimic. Cetățeni! Cetățeni! Acest om recunoaște că nu știe nimic. Atunci cum își îngăduie el să învețe pe alții? Nu vedeți aici o incompatibilitate? Socrate, trebuie să-i răspunzi. De ce? Dacă un măgar m-ar lovi cu copita, l-aș da eu oare în judecată? Cetățeni! Cetățeni, oare Atena va ști să plătească vreodată neobrăzarea acestui Socrate? Ajut-o, Meletos, ajut-o! Ajut-o să găsească mijlocul cel mai bun de a-mi plăti neobrăzarea. Ești destul de abil pentru asta, deși ești poet. Străduiește-te, bunule Meletos. Străduiește-te. Străduiți-vă! Spune-mi, Socrate, eu nu înțeleg, există mai multe adevăruri? Adevăruri care pot fi spuse și adevăruri care nu pot fi spuse? Ești prea tânăr, Eurites, prea tânăr. Trebuie să știu, credeam că adevărul e unul singur. Oricine l-ar spune și împotriva oricui ar fi îndreptat. Așa și este, băiatule. Adevărul e unul, orice s-ar întâmpla. Interesantă discuție, Socrate. Critias. Apar destul de rar în ultimul timp. De când ai funcții mari în stat, ai uitat de prieteni. Socrate, pe tine nu te pot uita. Deși uneori amintirea ta, ca și învățătura ta, mă cam încurcă. Ești prea mare, prea mare. Atenție, Socrate, atenție, dacă te laudă Critias, înseamnă că ai greșit.
Dar ce s-a întâmplat? Văd că nu sunteți în apele voastre. Am venit la vechii mei prieteni ca să mă curăț de murdăria treburilor zilnice, iar ei mă primesc ca pe un străin. Ba, te primim ca pe unul dintre ai noștri. Totul e să te simți și tu unul dintre ai noștri. Da, așa trebuie. Da, tu ești bărbat de stat. Ești unul dintre cei 30. Ascultă, Socrate, mai ții minte atunci când eu cu Eutidem... A, da, țin minte că te-ai înfierbântat prea mult și te-ai umilit în fața lumii cerșindu-i dragostea. Iar eu țin minte cum mi-ai spus că mă las stăpânit de o patimă porcească. Porcească? Așa am spus? Înseamnă că așa am crezut. Da, dar ai spus-o de față cu el și cu toți ceilalți. Dacă am spus-o de față cu alți oameni, înseamnă că așa este. De atunci Eutidem mă disprețuiește. Păi, cum ai vrea să se poarte față de unul care se târăște în fața lui și-și freacă trupul de-al lui pentru o dezmierdare? Să știi că nici tatălui meu nu i-aș fi îngăduit să mă asemuiască cu un porc. Mie poți să-mi îngădui, pentru că sunt mai cunoscător decât tatăl tău și în ceea ce te privește pe tine și în ceea ce privește neamul porcilor. Trebuia să știi să te stăpânești. Și tu, Socrate, și tu! Ei, prieteni, ce credeți? Critias s-a supărat? Eu cred, Socrate, că dacă ar putea, te-ar ucide. Cine? Critias? Da. Cel mai bun elev al meu? Mă uimești cu aceste învinuiri ridicole. Ești prea încrezător. Nu-mi dai voie să cred în prietenie? Sau tu nu crezi în prietenie, Antistene? Eu nu cred în nimic. Am înțeles. Deci nici în mine? Nici în mine nu cred, Socrate. Nici în mine. S-ar putea ca tu să ai dreptate. S-ar putea. Acum, fiule, povestește lui Socrate ceea ce ai văzut la teatru. Infamii, doar infamii. Aristofan a încercat să te denigreze. Aristofan? Da, Aristofan. Prietenul tău. Acela care te ascultă cu sufletul la gură. Ne, ce să-i faci? Toate relele trebuie să vină de la prieteni. Așa se explică de ce răul doare. Ascultă-l pe Critobul, Socrate, ascultă-l cu atenție. A scris Aristofanul ăsta o comedie nouă care se numește Nori. Nori? În care te arată ca pe un șarlatan. Care stă agățat într-un coș și cercetează stelele. Că cercetează stelele. Și învață pe datornici să nu-și plătească datoriile. Și pe fii. Pe fii îi învață să-și bată părinții. Da, trebuie să merg să o văd neapărat. Aristofan ăsta e cel mai mare poet comic din cât s-a avut lumea. Ba, e cel mai mare ticălos. De ce ticălos? Pentru că râde de prostie. Trebuie să ne dăruim cu bucurie comicilor. Dacă ne bat jocoresc pentru defecte adevărate, ne fac un bine. Căci ne dau posibilitatea să le îndreptăm, iar dacă nu, batjocura lor nu ne poate atinge și nu trebuie să o luăm în seamă. Din greșeli ca aceea lui Aristofan pot ieși opere mari. Aristofan e un creator de cuvinte. Eu sunt un simplu portător. Thank you.
Aristofan, prietene. Mă urăști? Dacă aș urâ pe cineva, n-aș mai putea scrie. Oamenii spun că ți-ai bătut joc de mine, fiindcă mă urăști. Oamenii se înșală. Comedia se face cu voioșie, nu cu ură. Personajul scris de tine e un măscărici, un încurcălume. Așa e. De ce l-ai numit Socrate? Din bătaie de joc? Da. De ce? Nu știu decât că trebuia să o fac. Acuzațiile tale seamănă cu acuzațiile pe care mi le aduc dușmanii mei. Ai fi preferat să născocesc altele? Și sunt cu toate false, iar mie îmi place adevărul. Știam că tu disprețuiești sentințele, dar fie. Spune-mi, care este adevărul? Îl caut. Și eu. Și eu. Unii te cred rău și ticălos. Dar tu? Dar tu? Eu. Eu știu că ești un mare poet. Atunci părerea ta mă spală de toate învinuirile celorlalți. Știi că portretul pe care mi l-ai făcut în norii s-ar putea să folosească vreodată celor care vor să mă piardă? Cei ce vor să te piardă te vor pierde oricum, cu sau fără piesa mea. Ești cel mai mare poet comic. Sunt prea mare. Și iubirea curge de sus în jos, de la mare la mic, de la puternic la slab, de la geniu la mulțime. Ce este invers se numește altfel, nu iubire. Poate admirație, poate respect, poate invidie, poate frică sau ură. Mă urăști, Aristofan? Te respect, Socrate. Mă respecti sau mă iubești? Te respect și te iubesc. Dar pe Euripide, nu-l urăști? De Euripide mi-e teamă. Teamă că oamenilor le vor place mai mult tragediile lui Euripide decât comediile lui Aristofan, nu-i așa? Ai înțeles? Numai tu poți să înțelegi. Mă urăști? Nu. Dar mi-ai făcut mult rău, Aristofan. Da, Socrate. Ați ascultat episodul întâi din serialul radiofonic Socrate, de Dumitru Solomon. Teatru radiofonic serial. Socrate, de Dumitru Solomon. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Episodul al doilea. A fost cel mai mare filozof al antichității. I-a învățat pe oameni să deosebească binele de rău, adevărul de minciună, cinstea de necinstit, să fie virtuși, să-și iubească patria, să se cunoască unii pe alții. S-a războit cu propriile vicii și cu vicile altora, ducând o viață morală, simplă, de virtuos. Și totuși acest om a fost condamnat la moarte de către concetățenii. De ce? Socrate! Socrate! Da, scopa mea, da! Am încurcat-o, jupâne Simon. Stai să te ascunde! Te scot eu și din infern!
Lasă, iubito, vorbim acasă, nu aici, lângă prăvălia pantofarului. Pe care o nobilez de atâta vreme cu prezența ta. Ba aici, aici! Cât crezi că am să-ți îndur nepăsarea? Răspunde, Socrate, cât? 2 drahme mai am, uite-te, 2 drahme! Ce ai să mănânci azi? Orice, mie nu-mi trebuie mult. Ai grijă de tine și de copil. Cu ce, Socrate, cu ce să am grijă, cu ce? Ține banii ăștia, Socrate. Da. E, uite, îți mai dau. Nu-ți-e rușine, nu-ți-e rușine. Ai ajuns tu, om cu meserie nobilă, să cerșești de la un pantofar. Dar nu n-a cerșit nimic. Ține-te deoparte, jupân Simon, da. Ține-te deoparte. Da. Tu, Socrate, care ai putea ciupli toate statuile din Atena, te plimbi prin piață ca un câine fără stăpân și pălăvrăgești. Ți-am explicat de atâtea ori, Xantipa, nu mai pot ciopli statui. N-am talent. Păi da, că toți cioplitorii ăștia care au făcut avere doar cu dalta și ciocanul lor fi avut talent. Eu nu pot face un lucru pe care să nu-l fac bine. Păi nu poți. Dar copii, nătărăule, poți să faci, nu? Păi da! Se fierbântă, face copii, că eu mă chinui, nu el. Și apoi, șt, nu-i mai pasă. Descurcă-te, Xantipa! Dă-le să mănânce în brac, îi spală, îi șterge-i la fund, pentru ca Socrate să azvârle vorbe pentru alții, draga, ulițe pe... Draga mea, Socrate e un filozof. Păi și ce dacă e un filozof? Sofiștii cum iau bani, oratorii cum iau bani, poeții cum iau bani, iar tu, uite-te la tine cum arăți, cum ieși în lume, nu mai zdrențe, cârpe, m-am săturat mizerii, uite-te la noi, Xantipa, fii mai înțelegătoare. Lasă, lasă că trece, ca orice furtună. Da? Așa, să te înveți minte. Da. Ca orice furtună care se termină cu ploaie. Dă-mi banii. Păi ziceai că sunt cerșiți. Asta e rușinea ta, nu a mea. Te privește. Socrate, cum poți oare trăi cu o femeie ca asta? E cea mai rea femeie din câte am cunoscut. Să știi, Urites, că dacă vrei să ajungi un bun călăreț, nu cumperi cai cei mai blânzi, ci pe cei mai nărăvași. Așa și eu. Vrând să trăiesc în societatea oamenilor, am luat-o pe Xantipa de nevastă, știind că dacă voi putea să o supor pe ea, voi reuși să mă înțeleg cu tot soiul de oameni. Oricum, Xantipa asta are să-ți scurteze zilele. Abar nu aveți voi ce cum se cade. Alcibiade! De ce sunt tu de rând? Cicu? Am avut un dialog filozofic cu Xantipa. Da, și se pare că te-am trecut în înțelepciune. A ieșit ploa rău din discuție. Rău de tot! Dacă n-ar avea grijă să mă îmbăieze din când în când, curățenia trupului meu ar lăsa mult de dorit. Căci eu, după cum știți, mă ocup mai mult de curățirea sufletului. Stai, poți să fii murdar la trup și curat la suflet? Firește! Trupul e ca o haină pe care o îmbraci sau o dezbraci, murdară ori curată. Numai sufletul este mereu al tău, cu tine, îmbrăcat sau dezbrăcat. Și trebuie să-l păstrezi curat și limpede, mereu. Ascultă, Socrate, nu înțeleg de ce, deși spui mereu, așa nu e bine, așa nu se poate, totuși caragioșii ăștia din jurul tău te iubesc. Da, de ce? Cine are nevoie de palavrele tale sunătoare și goale? Ia că eu văd aici un pui care și-a înălțat capul ca să ciocănească upris cu un capul cloștii. Dar mofluzul ăsta împăunat care vede numai pui de cloști, cine e? E Alcibiade. Ăsta e Alcibiade. Dar ăsta care nu vede nici măcar lungul propriului său nas, cine e? Cine e? Cine sunt eu? Da. Nimeni. Poate că Socrate îmi va spune cine sunt. Dacă sunt. Dacă exist. Dar Socrate nu vrea sau nu știe să-mi spună cine sunt. Socrate nu-i oracol, e om. Nu-i om.
Nu-l interesează lucrurile omenești, lumești. Cum așa? Da, degeaba râdeți. Omul ăsta pare că își bate joc de toată lumea. Tu vrei să înveți de la mine cum să fii înțelept? Sau cum să scoți petele de grăsime de pe haină? Vreau să știu dacă să urmez sau nu porunca tatălui meu de a face meseria pe care o face și el. Meserie? De tăbăcari. Ce are meseria? Murdărindu-mi mâinile cu argăseală, nu mi-aș murdări oare și sufletul? Dacă această meserie îți place, nu. O urăsc. Uită-te, uitați-vă ce mâini am. De ce să mi se îngălbenească mâinile astea, să-mi crape pielea, să mi se înnegrească unghiile? De ce? Nu e atâta pagubă de mâini cât de suflet. Tu, Eurite, să ai un suflet ales, o minte isteață și o limbă ascuțită, ai putea fi orator. De ce? De ce râzi? Ai spus adevărul sau îți bați joc de mine? Băiete, ești într-o adunare de filozofi, nu de beții. Sau o adunare pe care oricum eu trebuie să o părăsesc. Cu bine, Socrate, cu bine, prieteni. Cu bine, ce caut eu un fiu de tăbăcar într-o adunare de filozofi? Pot eu oare un nepriceput și un neobrăzat să devin filozof? Ascultă, mă plictisești. Un filozof trebuie să fie senin, iar sufletul său se cuvine să fie limpede ca apele de munte și nu să se tulbure ca băltoacele în care se bălăcesc porcii. Ia zi! Dar tu ce scrie acolo, jupâne Simon? Trebuie să însemneze cineva toate vorbele care se preumblă prin nobilul meu atelier. Dacă tu nu scrii... Să spun un secret. Profesorii mei m-au învățat să citesc. Părinții m-au învățat să vorbesc. Așa. Nimeni însă nu m-a învățat să scriu. Iată-l în piață pe vrăjitorul acela din Siria, care ghicește totul, trecutul și prezentul și viitorul. Vreți să-l chem? La ce bun! La ce bun, dacă ne prevestește lucruri rele, ne strică fericirea, fie că e adevărat, fie că nu. Iar dacă ne prezice de bine și nu se îndeplinește prezicerea, iarăși vom fi nefericiți, așa că... Lasă, Criton, lasă! Să auzim ce poate spune un om venit tocmai din Siria. Da. Poate știe câte ceva? Eu nu cred în bazaconile vrăjitorilor ca voi, nu. Nici eu. Iată-l pe vrăjitor. Seamănă. Cu cine? Cu toți vrăjitorii din Siria. Ce știi să ne spui? Totul. Spune, vrăjitorule, ce știi despre viitorul meu? Plătesc. O femeie este aici lângă tine, dar e urâtă, schiloadă și rea. Tu vezi însă alta acolo, pe muntele acela înalt. Te vei sui să ajungi la ea, dar vei cădea într-o apă murdară. Ăsta e destinul. N-am înțeles. Faceți-mă să înțeleg. Explicați-mi, vă rog, vreau să știu. Lasă, tinere, sunt lucruri pe care nu trebuie să le luăm în seamă. Nu e bine. Acum e rândul meu, dar nu pot să-ți dau nicio drachmă, vrăjitorule. Sunt sărac și am și o datorie la jupân Simon. Sărac ești și sărac vei rămâne toată viața. Nimic nu ți se va da și nimic nu vei primi. Vei fi urât de oameni și trădat. Vei sfârși năpraznic și nu vei rămâne întreg nici după aceea. Nu-i prea fericită soarta pe care mi-o prezici. Dar tu... ești fericit, cel mai fericit dintre oameni. Cel mai fericit dintre oameni. Așa că n-am să ies niciodată din murdăria asta.
E așa că nu se poate ieși? Tu mă întrebi pe mine? Eu întreb, nu dau răspunsuri. Bine, Socrate. Atunci să discutăm despre murdărie. Murdăria nu e o temă filosofică. Nici murdăria sufletului? Murdăria sufletului se numește viciu. Nu e adevărat. Murdăria sufletului se numește neputință. Dacă ce nu e drept și nu e adevărat este nedreptate și minciună, dacă nici ce e drept și adevărat nu e drept și adevărat, căci tu așa ne înveți, atunci ce e dreptate? Ce e adevărul? Există? Nu. Nu cumva ele există numai în mintea ta? De ce taci? Să analizăm, Neuriteți. Nu mai vreau să analizăm. Nu duce la nimic. Vreau să distrugem. Ce? Totul. Eu nu te-am învățat să distrugi. Da. Tu m-ai învățat să mint. Să afli. Să aflu și să mint. Tot ce am aflat despre lume și despre oameni este urât. Tu vrei să le convingi că există și frumosul urâtului. Eu trebuie să mint că există și frumosul urâtului. Nu mai cred. Învățătura ta echilibrată și solidă ca un templu a fost pentru alte timpuri, când se mai putea crede. Sămânța lor rodește undeva. Sunt om. Am și eu deșertăciunea mea. Vreau să se știe despre Socrate. Vreau să se vorbească despre Socrate. Să se știe cine a fost. Să se știe că am existat cu adevărat. La ce te gândești, Socrate? Las în urmă atâția prieteni, nevasta, copii. La tine nu te gândești? Ce aș fi eu fără ei? Eu altfel te întrebam, Socrate. Știu, sunt încă tânăr. Aș mai fi putut învăța pe mulți, aș mai fi putut face copii. Aș mai fi putut colinda piețele, orașul. Cât îmi plăcea să umblu așa desculț pe ploaie sau pe vreme senină, să bat străzile, să stau de vorbă cu oameni cunoscuți sau necunoscuți, să privesc casele, femeile, soldații, mărfurile, bunătățile de care niciodată nu am avut nevoie. Va să zic că tot îți pare rău de trupul ăsta pe care l-ai disprețuit. Ba, nu l-am disprețuit deloc. Doar că nu i-am satisfăcut întotdeauna poftele rele. Te-au condamnat pe nedrept, Socrate. Pe nedrept. Dar au dreptate. Cum poate fi ceva drept și nedrept în același timp? M-am gândit mult la asta. Uite, față de mine, de Socrate, ei au fost nedrepți. Dar față de ei înșiși, față de Atena, au fost drept. Și nu trebuie învinuiți. Am făcut mult rău Atenei. Prin ce i-ai făcut rău? Prin chiar existența mea. În loc să crezi dar și negustori și soldați, am crescut suflete. I-am îndepărtat pe tine de la muncile lor, de la îndatoririle lor. Și i-am obligat să se cunoască pe ei înșiși. E rău? Acum da. Dacă știai că e rău, de ce ai făcut asta? Știam că e bine. Prin urmare, e bine sau e rău? Vezi, asta e viața lucrurilor și faptelor noastre. Toate pot fi și rele și bune totodată. Rău e că m-am născut. Bine e că m-am născut. Rău și bine. Rău și bine.
Afară așteaptă niște bărbați care ar dori să te vadă. Ah, cunoscuți? Este printre ei și nobilul Alcibiade. Atunci poftește-i. Da, stăpână? Ascultă, Teodota, Alcibiade e chiar îndrăgostit de tine? Să spun sincer, mamă, nu cred. Prea îmi face reclamă. S-ar putea ca tocmai asta să fie semnul dragostei lui. Alcibiade nu știe că la o femeie pe care iubești nu aduci mereu alți bărbați ca să o admire. E periculos, nu-i așa, mamă? Un comandant de oști atât de viteaz precum Alcibiade nu se teme de pericole. Pregătește-te, la un venit, pregătește-te. Salute cea mai frumoasă femeie din Atena. Pe mine salut. Nu mă saluți, Alcibiade? Salut pântecul care a zămislit asemenea minuni. Și eu am fost la vremea mea cea mai frumoasă femeie. Regret că n-am avut două vieți ca să fi salutat la vreme și pântecul mamei tale. Mă aflu aici cu niște bărbați pe care am invitat să-ți admire frumusețea de Odota. Se pare că nu prea ești convins de ea din moment ce mi-aduci mereu alți bărbați ca să o confirme. La ce slujești o frumusețe pe care nu o poți arăta tuturor? Mă duc să-l chem, se află printre ei filozoful Socrate, profesorul meu, da, mă duc să-l chem imediat. Am auzit eu bine? Era vorba de Socrate? De ce te miri? Un filozof? Am auzit că e urât ca Silen și sărac ca un cerșetor. Și eu am auzit că are o minte de zeu. Na, și ce facem noi, mamă, cu o minte de zeu? Nu știu. Spune-mi, tu care încerci să pictezi această minune, ce este pictura? Este înfățișarea ceea ce vedem. Dar voi, pictorii, reprezentați în culori umbra și lumina, luciul și asprimea, tinerețea și bătrânețea, nu-i așa? Da, așa este. Spune-mi atunci, cum înfățișezi ceea ce e mai ispititor, mai amăgitor, mai cuceritor? Adică sufletul. Cum să înfățișez sufletul dacă el nu are nici proporții, nici culoare? Cum să-l arăt dacă el nu se vede? Dar în privirele omului, pe fața sa, nu vedem când iubirea, când ura, când bucuria, când tristețea? Ba da, sigur. Deci putem da ochilor și feței aceste înfățișări? Negreșit că da. Dar măreția, mândria, umilința, josnicia, înțelepciunea, cumințenia, bunătatea se observă în privirile oamenilor? Firește. Asta înseamnă că poți înfățișa și aceste însușiri. Poți picta și sufletul. Dacă o luăm așa cum spui, sigur că da, ai dreptate. Dacă am dreptate, atunci spune-mi, ce e acest obiect neînsuflețit pe care îl pictezi pe pânza ta? E chipul Teodotei și nu se poate să-l numești obiect neînsuflețit. Nu mai spune. Doar nu vrei să ne convingi că această femeie pe care o vedem cât este de frumoasă e lipsită tocmai de sentimente și de gânduri, adică de suflet. Ce ai cu bietul om? Nimic. Dar el, bietul, ce are cu pictura? Ai, Socrate, ai destul de dușman. Vrei să-ți ridici în cap și pe pictori acum? Te rog. Dacă acest cap al meu e cap, atunci pictorul care tocmai ne-a părăsit nu-i pictor. Dar ce rost? Așa că temerea ta n-are obiect. Ce rost are să te înverșunezi pe pictură când modelul se află în fața ta fără niciun cusur? Mai bine să exprimăm recunoștința noastră acestei minunate femei care ne încântă cu frumusețea sa. Nu știu ce-i mai drept. Noi să fim recunoscători Teodotei pentru că ne arată frumusețea ei sau ea să ne fie nouă recunoscătoare pentru că am admirat-o? Cum așa, Socrate? Păi, faptul că s-a arătat privirilor noastre îi este mai de folos decât nouă. Noi nu ne alegem cu nimic, în timp ce ea se alege cu laudele noastre și cu reclama pe care o vom face povestind despre frumusețea ei. În cazul ăsta, eu trebuie să vă mulțumesc, fiindcă mă priviți? De ce nu? De ce nu? E recunoștința cea mai ușor de suportat.
Văd că ai o casă îmbelșugată. Cum ai adunat averea? De la prieteni. Pe prieteni îi atragi sau vin singuri? Oh, vin singuri. Nu-i bine, trebuie să-i atragi. Știi tu cumva farmece și descântece de dragoste? Nenumărate. Atunci, învață-mă vraja aceea cu care să te pot atrage la mine. Nici nu mă gândesc să mă las atras de tine. Sunt ocupat până peste cap. Vreau să vii tu la mine. Am să vin, Socrate. Numai să mă primești. Te voi primi numai dacă nu voi avea la mine pe alta care să-mi fie mai dragă. Vezi, nu glumi cu Teodot, ar fi în stare să te ia în serios. Dar cine v-a spus că am glumit? Da, bine. Prieteni, să mergem, e târziu. Tu dacă vrei poți pleca. Socrate, dacă vrea, poate să rămână. Nu-mi părăsesc niciodată prietenii. Spune, Socrate, cum faci tu de reziști ispitelor? Toată făptura te arată ca pe un bărbat vicios. Viciul există în mine poate mai mult decât în voi toți la un loc. Dar n-aș fi eu, n-aș fi ceea ce sunt, dacă nu l-aș stăpâni. Aici e puterea mea. Să mergem, prieteni, să mergem. Să mergem, hai. Ce bărbat frumos e, Socrate. Mai curând, deștept. N-am văzut până acum bărbați oricât de deștepți care să reziste în fața frumuseții. Înțeles, Teodota. Când ai fost la mine, spuneai că vrei să vin eu la tine. Am venit? Am spus așa, în general. În niciun caz nu ne-am întipuit că am să mă trezesc într-o bună zi cu tine aici. Eu mi-am ținut cuvântul. Ține-l și tu. N-ai aflat că sunt în sură? Nu cred că nevasta ta e mai frumoasă decât mine. Aș prefera să nu dai ochii cu ea. Socrate, cea mai frumoasă femeie din Atena se află la picioarele tale. Desculțe. Am venit din toată inima. Și vei pleca din toată mintea. Oh, nu cere unei femei frumoase atâta minte. Ce vrei, Teodota? Cred că te iubesc. Acest cred îmi mai dă speranțe. Nu înțeleg. Acum 20 de ani poate că nu ți-aș fi rezistat. Eram mai tânăr, mai slab și mai prost. Acum însă ai venit, cred, prea târziu. Socrate, nu mă iubești deloc. La ce ți-ar folosi dragostea unei silen bătrân? Prin urmare și dragostea trebuie să folosească la ceva? Firește. La înălțarea sufletului, la fericirea lui. Și eu care n-am tras decât foloase materiale din dragostea mea pentru bărbați. Te-ai gândit așa deodată că n-ar fi rău să-ți îmbogățești și sufletul și ai venit la Socrate? Da. Ca să-ți îmbogățești sufletul, trebuie să stăm mai departe unul de celălalt și să discutăm. Așa. Despre ce ai vrea să vorbim? Despre dragoste. Nu mai despre dragoste. Despre iubire. Tu ce crezi, Teodota? A iubi nu înseamnă a dori ceea ce nu ai încă, ce nu stăpânești încă. Ba da? Așadar dorim numai ceea ce nu avem, ceea ce nu-i prezent, ceea ce ne lipsește. Da, desigur. Iar dragostea este dorința acestor lucruri. Nimic mai adevărat. Deci dorim întotdeauna ceea ce nu avem. Dorim și iubim ceea ce nu avem, ceea ce nu suntem noi înșine.
Ceea ce noi... Socrate? 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 Văd că ai o discuție. Când ai să termini, să știi că te așteaptă mâncarea caldă. Mulțumesc, Xantipa. Ați ascultat episodul al doilea din serialul radiofonic Socrate, de Dumitru Solomon. În rolul titular, Alexandru Repan. Au interpretat Constantin Codrescu, Dinu Manolache, Mihai din Vale, Petre Lupu, Gheorghe Visu, Dan Condurache, Cornel Vulpe, Constantin Cojocaru, Boris Petrov, Coca Blos, Constantin Dinulescu, Virgil Ogășanu, Eusebiu Ștefănescu, Răzvan Vasilescu, Ion Roxin, Marius Drogeanu, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica. În alte roluri, Petre Dinuliu, Aurelian Georgescu, Nicolae Eremciuc, Dan Bobe, Lucia Maier, Anemarie Ziegler, Nicolae Stângaciu. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică. Mulțumesc, bine. Eu n-am închis un ochi toată noaptea. Tu ești cauza. Cum, eu? Da. Știam că trebuie să țin apoi cele 10 drachme pe care le-ai împrumutat pentru târguile nevestii mie. Ia, ți-am adus bani. Nu ți-am dat cu împrumut. În schimb, i-am luat eu cu împrumut. Daruri nu primesc. Nici de la prieteni. Mai ales de la prieteni. Chiar dacă eram bogat? Chiar. Dar eu voi câștiga cu mult mai mult de pe urma ta, Socrate, când voi publica dialogurile. Dacă le vei publica, vor fi ale tale. Iar dacă vor fi bune și interesante, înseamnă că vor fi și înțelepte. Iar înțelepciunea nu poate aparține unui singur om. Așadar, hai, ia banii ăștia și nu mă supăra. Ascultă, vă știi ce am visat azi noapte? Se făcea... că țineam pe genunchi un pui de lepădă și puiului acestuia i-au crescut deodată aripile și a zburat către înălțimi. Ciudat, și în timp ce zbura, cânta puternic și dulce și frumos. Mă miră că tu, deși plesnești de înțelepciune, crezi în tot felul de vise și vrăji pe care mintea ta luminată nu le poate desluși. Sunt atâtea lucruri pe care mintea noastră nu le poate desluși. Trebuie să încercăm și alte căi pentru a le pătrunde. Căile astea sunt prea întortocheate și alunecoase. Iar ție s-ar părea că ți-e frică de osteneală. Cetățene, după mulțimea asta adunată în jurul tău și după îmbrăcăminte, s-ar spune că tu ești Socrate, cel mai înțelept om din Atena. Eu mă numesc Aristocles. Vreau să-ți fiu elev. Simon, el e. Cine? El e bătat din vis. Te-ai scrântit de tot, bătrâne. Aristocles, zici că te cheamă? Da. De ce tocmai Aristocles? Dar cum? E de pildă Platon. De ce Platon? Lasă-i pe urma să-și bată capul cu explicațiile, e plăcerea lor. S-a țignit de... Tu, Platon, nu te prea amuzi. Nu cred că e timp pentru asta.
Trebuie să învăț. Și ce vei face după ce vei aduna învățătura? Am să o dăruiesc omenirii. Ești ambițios. Am putea să discutăm despre ambiție. Cine e acest tânăr Socrate? Platon. N-am auzit de el. Ai să auzi tu curând. Și ce vrea? Și să fie cel mai mare filozof. După Socrate. Nu-mi place deloc acest tânăr. E prea semeț și încrezut. Nici tu nu-mi placi, cetățene. Prea mult te ocupi de alții. Atenție! Discipolii mei au și început să se certe. Aveți grijă! Din cearta filozofilor câștigă întotdeauna tiranii. Fiindcă a venit vorba de tirani, ieri cei 30 au pronunțat încă 12 condamnări la moarte. Critia să-și face de cap. Critia se unchiul meu. Cad mereu oameni nevinovați. Nu mai înțeleg ce se petrece în Atena lui Pericle. Nu mai înțeleg. Da, Pericle. De la el ni se trag multe necazuri. Ar trebui să cercetăm înainte de a învinui. Ascultă, Platon, dacă ți s-ar da spre pază o turmă de boi, ce ai face? Ai avea grijă de ei? Sau i-ai căsăpi? Dacă i-ar trece cuiva prin cap să-mi încredințeze o turmă de boi, probabil că i-aș păzi. Aș avea grijă. Așa zic și eu. Mi s-ar părea ciudat ca paznicul unei turme să-mi puțineze boii. Ce i s-au dat în grijă și mi se pare și mai ciudat ca un om pus în fruntea unui stat să-i urască și să-i împuțineze pe cetățeni. Socrate, fii atent! Piața e plină de sicofanți. Prea bine! Nu am avut niciodată nimic de ascuns. Hei, păsărele cântătoare! Mergeți și spuneți prietenului meu Critias tot ce-am discutat aici. Hai, zburați, greviți-vă și încasați cele 30 de drahme pentru vânzarea mea. Dacă acești oameni dintre toate meseriile de pe pământ au ales-o pe cea mai urâtă, înseamnă că n-au putut face altceva. Și atunci ei nu sunt de condamnat, ci de plâns. Mi-e teamă că nu e bine că te joci astfel întărătându-i. Mai bine aș ruga pe cineva să meargă la Xantipa și să-i spună că, deoarece sunt chemat la Critias, am să întârzi la masă. De ce spui că ești chemat la Critias? Nu te-a chemat! Nu încă! Cine-i Socrate? Vedeți ce v-am spus? Denunțătorii din Atena au cele mai iuți picioare din lume. Poftim! Eu sunt Socrate. Urmează-mă! Știu drumul! Mă duc să continui cu Critias un dialog pe care nu l-am terminat din pricină că prietenul meu, Critias, a ajuns cam departe. Hai! Urmează! Socrate n-a nedreptățit pe nimeni. A adus jertfe zeilor cetății, cinstindu-i. A respectat legile cetății sale bune sau rele și a învățat și pe alții să le respecte. Și totuși, acest om a fost condamnat la moarte. Cu ce s-a făcut el atât de vinovat față de țara sa încât să-i se aplice pedeapsa maximă?
prietenii și învățăcei săi afirmă că Socrate ar fi fost victima unor nedreptăți. Dar și nedreptatea e. Nedreptatea asta ar trebui să aibă un temei, o explicație, o cauză. Mă ascult, Scritias. Da. Ce spuneai? Că omul ăsta face foarte mult rău Atenei. Cine? Văd că nici nu te interesează altceva decât durerea ta de ficat. Ascultă-mă, Haricle. Socrate mi-a fost învățător. Și de aceea îl stimez. Acum tu ești conducător și el trebuie să te stimeze. Nu-l putem condamna. În schimb, îl putem sili să tacă. Cum? Cu legea. Socrate pretinde că respectă legile cetății. Îl iubesc mulți. Are prieteni. Atena nu are nevoie de filozofi. Acum mai puțin decât oricând avem nevoie de ei. S-a pălăvrăgit destul. Cui folosesc învățăturile lui Socrate? Am uitat să mânuim sabia, tot mânuind în fel și chip cuvintele. Nu filozofie ne trebuie. Dar minți luminate ne trebuie. Critias, deși ai o minte luminată, văd că nu ești scutit de durerile astea groaznice. Cred că ficatul ți s-a făcut tare ca un bolovan. Ce să facem cu minți luminate când nu suntem sănătoși și nu avem brațe puternice ca să apărăm cetatea? Poți să-mi răspunzi? L-am adus pe Socrate. E aici? Să mai aștepte. Ba nu, adu-l. Ia loc, Socrate. N-aș vrea să zăbovesc prea mult. Sper să fie un dialog scurt. Ți-ai bătut joc de cei 30. Ne-ai făcut boi. Oamenii voștri au urechile în picioare. Ori au niște picioare în urechi. Deci vrei să spui că nimic nu e adevărat? Am spus că așa cum niște păzitori de boi nu au voie să-și împuțineze turma, tot astfel niște conducători de stat nu se cade să-și împuțineze cetățenii. E cu totul și cu totul altceva. De ce critici tu legile cetății? Nu critic legile, ci pe cei care le aplică. E tot una. Da. Voi, tu și Critias și ceilalți, sunteți tot una cu legea? Voi sunteți legea? Noi avem menirea să o păzim. Dacă numai voi aveți menirea asta, noi, cei mulți, ce menire avem? Să o stricăm? Și eu păzesc legea. Dacă o păzești, atunci poate știi că oricine critică în public măsurile luate de mai mari statului este pedepsit. Și dacă măsurile sunt rele? Sunt bune. Asta trebuie să o spună și atenienii. Altfel am învățat noi să judecăm. Altfel i-ai învățat tu să judece pe adoratorii tăi. Auzi, Critias, Haricle spune că tu mă adori. Ascultă, Socrate, tu m-ai învățat să iubesc legile. Ori eu asta și fac. Le iubesc, le respect și le aplic. După bunul tău plac. De ce te ridici împotriva noastră? Încă voi ați întors legile împotriva celor care le-au făcut. Legile nu pot fi împotriva oamenilor. Eu cu acest om nu mai stau de vorbă. Mă scoate din sărite. Bine, voi asculta cu minte tot ce aveți să-mi spuneți. Întrucât ai călcat legea și te-ai ridicat împotriva cârmuirii, defăimând-o, ți se interzice să mai vorbești în public. Sunt gata să mă supun legilor, dar pentru ca nu cumva să le calc din neștiință, iată asupra cărui punct aș vrea să mă lămuriți.
Mă opriți să predau arta vorbirii, pentru că o socotiți de partea dreptății și a rațiunii sau dimpotrivă. Dacă mă pedepsiți pentru că vorbele mele sunt drepte și raționale, va trebui să mă străduiesc de a nu mai vorbi drept și rațional. Dar dacă socotiți că ele nu sunt drepte și raționale, atunci va trebui din contră să mă străduiesc a vorbi drept și rațional. Prin urmare, ce-mi rămâne de făcut? Pentru că ești sau te prefaci așa de nepriceput, te voi face să înțelegi mai bine. Ți se interzice să mai vorbești vreodată cu tinerii. Aha! Dar, ca să nu cumva să ne socotesc și această opreliște, hotărâți, rogu-vă, până la ce vârstă ține tinerețea. Atâta timp cât nu se poate intra în senat, din lipsă de judecată. Să nu vorbești cu tinerii sub 30 de ani. Deci, dacă vreau să cumpăr ceva de la un om care n-a împlinit 30 de ani, n-am voie să-l întreb cu cât vinde marfa. Nu, lasă asta. Tu ai urâtul obicei să întreb mereu despre lucruri pe care le știi. Să nu mai pui astfel de întrebări. Și nici să nu mai răspunzi. Așadar, n-am voie să răspund unui tânăr sub 30 de ani care m-ar întreba: unde îl pot găsi pe Critias sau pe Haricle? Mă rog, în cazul ăsta, treacă. Să-i lași în pace pe dulgheri, cizmari, fierari. Deci, să încetez a mai afla ce este dreptatea, pietatea, adevărul și celelalte. Da, și să renunț la comparația cu boii tăi, dacă nu vrei să se împuțineze cireada cu unul. Ascultă, Critias, pe mine legile nu mă apără împotriva unuia care spune că aș fi bou. Nu, Socrate. Va să zică, numai anumiți boi sunt apărați de lege? Da. Tu, Haricle, tu faci parte dintre aceia pe care legea îi apără? Da. Ce mai vrei? Nimic. Bănuiesc că nici voi nu mai aveți nimic să-mi spuneți. O, mai trimiteți ostașul acela să mă urmeze. Lumea ar putea crede că am ajuns cine știe ce mare demnitar. Cam tare de cap, Socrate ăsta. Nu pricepe nici când îl iei peste picior. Nu. Nu pricepe. Ești calm în fața destinului. La judecată ai spus că moartea doar fi pentru tine o desfătare. Și totuși te tem de moarte. O viață întreagă m-am lăudat că sunt fericit. Noi puteam dezamăgi pe cei din jurul meu. Ce-ar fi spus? I-am mințit? Lasă în urmă atâția prieteni, nevastă, copii. Nici tu nu mi-ai interzis să vorbesc așa cum am vorbit. Nici tu? De ce n-ai spus de la început că ți-e frică de moarte? Nu știu. Ca să supraviezi? Ca să par mai puternic decât toți? Dar sunt mai puternic decât toți, fiindcă nu le-am spus. Moartea mea e ca o cunună. Ce-aș putea lăsa în urmă altceva decât această amintire grea? Vorbele se spulberă. Ce să fac? Sunt om. Am și eu deșertăciunea mea. Vreau să se vorbească despre Socrate.
Xantipa. Xantipa. M-auzi? M-auzi? De ce mă trezești? E miezul nopții. Trebuie să spun ceva important. Daimonul meu nu mi-a interzis să vorbesc tinerilor. Daimonul meu a spus că... Socrate, ești bătrân. Ar trebui să te potolești. Oamenii te vorbesc de rău. Daimonul îmi dă voie să discut cu tineretul. Asta înseamnă că și zeii sunt de acord cu mine. Socrate, de ce nu te astâmperi tu? De ce vrei să îi înfurii pe oameni? Am fi putut trăi atât de bine. Tu nu ești fericită? Nu. Și mi-ar fi trebuit atât de puțin ca să fiu. Atât de puțin. Da, poate că ar fi trebuit să ne facem o casă mai încăpătoare. Eu cred că e destul de încăpătoare. Doar că e cam goală. Acum, da. Da, când o să fim și mai mulți. Xantipa. Cred, ai lasă. Că sunt tânăr încă. Aș mai fi putut învăța pe mulți. Aș mai fi putut face copii. Aș mai fi putut colinda orașul, piețele. Cât îmi plăcea să umbl așa desculs pe ploaie sau pe vreme senină. Să bat străzile, să stau de vorbă cu oameni cunoscuți sau necunoscuți, să privesc mărfurile, soldații, femeile. Vă să zic că tot îți pare rău de trupul ăsta pe care l-ai disprețuit. Nu l-am disprețuit deloc. Doar că nu i-am satisfăcut întotdeauna poftele rele. Dar, de fapt, nu știu... Nu știu. Care a fost crima lui Socrate? Socrate ar fi putut opta, s-ar fi putut salva, dar a preferat să moară. Sau a vrut să moară. De ce a vrut Socrate să moară? Oamenii își vor aduce aminte de mine și vor spune: Socrate, cel care a fost osândit la moarte de către atenieni. Ce altceva le-aș putea lăsa decât această amintire grea? Moartea mea va fi un cap de acuzare pentru lumea de azi. Fiecare generație pregătește celor viitoare argumente ca să o nege. Eu sunt un astfel de argument pentru cei care vor fi, ca să-i nege pe cei care sunt. Altfel, lumea ar sta pe loc. Mereu am spus oamenilor că tu, daimonul meu, ești trimis de zei. Dar acum nu știu. Ești zeu? Da și nu. Trebuie să aflu. Te-am ascultat fără să clipesc. Am făcut așa cum ai poruncit. Când a trebuit să aleg, mi-ai călăuzit gândul și inima.
Când a trebuit să lovesc, mi-a oprit mâna. Am ocolit voluptățile ori de câte ori mi-ai poruncit să le ocolesc. Cine ești? De unde vii? Am uneori senzația că nu vii din altă parte, ci din mine. E, nu eu îți aparțin ție, ci tu mie. Cine ești? Ai descoperit singur, Socrate. Ați ascultat episodul al treilea din serialul radiofonic Socrate, de Dumitru Solomon, în rolul titular Alexandru Repan. Au interpretat Constantin Codrescu, Dinu Manolache, Mihai din Vale, Petre Lupu, Gheorghe Visu, Dan Condurache, Cornel Vulpe, Constantin Cojocaru, Boris Petrov, Coca Blos, Constantin Dinulescu, Virgil Ogășanu, Eusebiu Ștefănescu, Răzvan Vasilescu, Ion Roxin, Marius Drogeanu, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica. În alte roluri, Petre Dinuliu, Aurelian Georgescu, Nicolae Eremciuc, Dan Bobe, Lucia Maier, Anemarie Ziegler, Nicolae Stângaciu. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică. Teatru radiofonic serial. Socrate, de Dumitru Solomon. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Episodul al patrulea. Eu? Doar mă cunoști de atâta timp, Xantipa, dragă. Da, sigur, păi sigur că da. Nimic nu faci în casa asta, nimic. Eu singură trebuie să muncesc din sol și până noaptea târziu. Oh, Hera, Hera, patroana revenților nefericite. Dacă răzniște-l pe acest puturos de bărbat și pe acea asemenea noi, îndură-te, Hera. Tată, eu nu mai suport. Lasă, fiule. Mișcă-te. Nu e nimic neobișnuit. Xantipa își face rugăciunea de dimineață. Da, 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 da. O să vă trăznească, n-aveți voi grijă, da, da? Trebuie să ajungă și ruga mea sus, în Olimp, da, 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 nu te mai învârti degeaba, leneșule! Asta nu! Animalule! Tată, eu plec! O, unde pleci? În lume! Aha! În lume! Nu crezi să există o mamă mai afurisită ca a mea? Da, spune-mi și mie, ce voia? Mă pregăteam să mă duc la alergarea de cai de la Panatene. Și mama, nici mai mult, nici mai puțin, vrea să mă ia la piață, să-i car bucatele ca un sclav. Aha, de asta te-a cârpit ea. Bineînțeles, asta e metoda ei. Nu pot să o sufăr. Da, ia spune-mi, fiule. Tu ai auzit ce anume se spune despre unii oameni, anume că ar fi nerecunoscători? Da, am auzit. Și ce-i cu asta? Știi când se spune că ești nerecunoscător? Când ți s-a făcut un bine și nu ți arăți recunoștința față de binefăcător. Perfect. Acum spune. Cine a primit mai multe binefaceri decât copilul de la părinții lui?
cui îi place să facă copii, să nu le scoată ochii cu asta. Nu te repezi! Tu crezi că oamenii fac copii de dragul împreunării cu femeia? Ba bine că nu! Dacă ar fi așa, sunt pline drumurile și lupanarele de cele care te ușurează de această dorință. Cunoști problema. Parcă discutam despre altceva. De fapt, vreau să spun că noi căutăm îndelung femeia cu care să facem copii. Și ce găsim? Hai să nu mai vorbim, că se vede foarte bine. Femeia aleasă primește și poartă cu greu povara care îi pune zilele în primejdie. Dă pruncului o parte din sângele ei. Îl naște în dureri crunte. Apoi îl hrănește și îl îngrijește. Și toate astea fără niciun ajutor de la el. Mama caută să ghicească de ce anume are nevoie copilul. Se silește să-l mulțumească în dură pentru el zile și nopți întregi. Orice mi-ai spune, pentru mine e nesuferită. Mi-a spus niște vorbe și palmele... Știi foarte bine că maică ta nu-ți vrea răul. Orice ți-ar zice, orice ți-ar face, ea vrea să te vadă fericit. Mai fericit decât toți copiii. Eu m-am săturat. Ia spune-mi, cu vecinul ai vrea să fii prieten? Cu-n tovarăș de călătorie ai vrea să fii prieten? Firește. Va să zic că ești gata să fii prieten cu toată lumea, să te porți bine cu toată lumea, numai cu maică ta care te-a... Știi ce, tată? M-am săturat de discursurile astea ale tale. Întotdeauna faci așa ca să ai numai tu dreptate. Ceilalți nu pot avea dreptate niciodată. Înțeleg că orice mi-ați face voi, orice mi-ați spune, eu trebuie să vă rămân recunoscător, să vă mulțumesc merit și să tac. Să tac. Toate astea numai fiindcă vă datorez recunoștință. Nu vreau să fiu toată viața dator. Lampocle! Eu nu pricep ce se petrece cu tine. Niciodată nu pricepi. Îi dai mereu din gură cu adevărurile tale formidabile despre recunoștință, prietenie și adevăr. Dar nu e așa cum crezi tu. Vrei să mă înveți tu ce să cred și cum să gândesc? Dacă o să continuăm pe tonul ăsta, prevăd că ai să miroșești și obrazul celălalt. Și după aceea nu o să mai ai tupeu să-mi vorbești despre recunoștință. Credeam că ai să devii și tu... un filosof. Da, îți prevăd un viitor de haimana. Iar eu îți propun să te gândești dacă nu cumva filozofia asta ta nu e o treabă învechită și nefolositoare. Stai! Stai! Ce obrăznicie! Nu se mișcă! Nu acolo, nătărăule! Nu acolo, stâlcești pătrăgelele! Ce te învârți ca un șoarece? Ce te învârți ca un șoarece aici? Mintea băiatului ăsta nu e în stare să nască un singur gând just! Hai, du-te! Du-te odată! Uf, că nici o treabă ca lumea nu ești în stare să faci! Du-te, n-auzi! Ar trebui să-l dau pe mâna unui filosof. Măcar să învețe să gândească. Să învețe să gândească just! Foarte bine, Socrate. Se vede că până acum ai dormit. Auzi, de ce nu vrei să muncești și tu ca alți bărbați? De ce îți place să trândăvești? Adică eu să muncesc ca o sclavă, iar tu să dormi. Ai oaspeți la masă. Ai uitat? Au să te găsească cu ochii umflați de somn, nespălat. Care cu cine semăna la împrop? Uite ce! Pe mine poți să mă ocărești cât vrei. Dar pe el lasă-l, te rog, în pace. Aud vecinii. Au să creadă că e băiat rău. Copilul meu e rău? Hei! Cine a îndrăznit să spună asta? Dacă zeii nu le-au dăruit vecinilor noștri copii mai buni și mai frumoși decât al meu, nu înseamnă că trebuie să-l bârfească! O, Zeus! Descurcă tu firele încălcite ale acestei familii. Eu
Nu mă simt în stare. Au și început să vină la masă flămânzii ăia ai tăi. Salut pe femeia general și pe filozoful soldat, salut! Și eu salut sabia pe care ai înghițit-o. Așa e, care sabie? Eu tocmai treceam prin fața acestei case, casa asta voastră, când am auzit cântecul ciocârliei tale. Ha! Spune-mi, frate, cum poți suporta țipetele acestei femei? Cum poți să faci? M-am obișnuit. Hmm? Tu nu suporți gâgâitul gâștelor. Păi gâștele îmi dau ouă și pui, nu? E, și santipa îmi dă. Cumpit. Da. Hai, hai, nu rămâi la masă cu noi. Nu, îmi pare rău, iau masa cu Critias. Spune-i parvenitului că m-am sfătuit cu daimonul meu și că n-am să mă supun interdicției. Mă rog, rău faci, să știi. Și tu le ții partea? Țin partea legii. Cine te-a învățat să respecti legea? Tu! Dacă sunt împiedicat să-i învăț și pe alții să respecte legile, înseamnă că sunt împiedicat de fapt să respect aceste legi. Ascultă, hai să nu ne certăm. Dacă nu ne certăm, cum vom ști care e adevărul? Ascultă-mă ca pe un bun prieten, Socrate, nu te supăra. Dar nu le mai pune oamenilor întrebări, ce-i minciuna, ce-i adevărul, ce-i curajul, ce-i dreptate, ce-i legea? Oamenilor nu le place să le pui întrebări. Nu știam. Ascultă. Prea le scormonești oamenilor în suflet. Îți bagi joc de ei, îi ironizezi. Suflet de sclav să aibă cineva și tot s-a răzvrătit. Adevărul e neplăcut oricât de mic ar fi. A sosit un anume Anito, se furios și vrea să-ți vorbească. Socrate, hai să mă plătești. Aha, dacă-ți datorești ceva, bucuros. Să știi că eu nu gust ironiile. Spune-mi ce ai băgat în cap fiului meu, lui Eurites. Nimic altceva decât ceea ce avea. L-ai învățat să nu se mai supună voinței mele, să disprețuiască meseria tatălui său. Nu puteam să-l învăț așa ceva, căci știu că orice meserie e nobilă și frumoasă și demnă. Asta numai dacă îți place să o faci. Atunci lui Eurites, de ce nu-i place meseria de tăbăcar? Știu și eu. Nici mie nu-mi place meseria de militar a lui Alcibiade, care ne face onoarea să asiste la această discuție. Da. Iar pe mine nu mă întreba ce părere am despre meseria lui Socrate. Ție-ți place, s-ar găsești pe ei. Sau te-ai obișnuit. Lui Eurites însă nu-i place. Am să-l fac eu să-i placă. Dar să ajungă un pier de vară ca tine. Alcibiade! Ce faci când te jignește cineva în propria ta casă? Scot sabia! Eu, neavând sabie, am să-l străpun cu vorba. Pe mine n-ai să mă îmbesc cu vorbe ca pe tinere aceia neștiutori. Atunci de ce ai mai venit la mine dacă nu vrei să te îmbeți cu vorbe? Învață-mă ce să fac cu Eurites. Lasă-l liber să-și întrebuințeze brațele și mintea cum va crede el de cuvință. Am un singur fiu. Și aceluia este scârbă de munca tatălui și bunicului său. Dacă eu făceam ce a făcut tatăl meu, trebuia acum să cioplesc piatră, nu suflete. Uite-te la hainele tale, aceeași manta și vara și iarna. Ție ce folos să-ți aduc hainele cele bogate, Anitos? Pe când mintea mea încearcă să folosească oamenilor. Vă să zic că mintea mea nu folosește nimănui? E vreme ce ții mai mult la haine decât la ea. Socrate, ai să mă plătești. Ah, ce potrivire. Pleci cu cuvintele cu care ai venit. Adică mă poftești afară? Ești mai deștept decât pare. Și mult mai deștept decât crezi. Păzește-te! Vezi? Încă un dușman. Pe ăsta oricum nu puteam să mi-l fac prieten. Eu trebuie să plec. Mă grăbesc să prind premiile de la Panatene. Parcă spuneai că prânzești la Critias. Da? Cred că am încorcat zile. Lasă că le descurci tu. Da. Va să zică. Astăzi am mai câștigat un dușman și am mai pierdut un prieten.
La ce te gândești? La fiii atenii crescuți în spiritul legii și al virtuții? Sau la Eurites te gândești? La el mă gândesc. Și cât de grele sunt gândurile astea. Pleacă și altele și se întorc în nisip. Milioane și milioane unite, calde, nedespărțite și fierbinți. Niciodată nu poate fi unul, unul singur de tot. Cu cât sunt mai mici grăunțele, cu atât sunt mai unite, mai apropiate. Dar stânca aceea e una, scobită, cenușie, imensă, dar una singură. Nu o poți uni cu alte stânci. Rămâne singură, în ploaie și în soare. Cu cât e mai mare, cu atât e mai singură. Stânca aceea e mândră și fericită în singurătatea ei. De ce nu-ți iubești copiii, Atena? Noi care am luptat pentru gloria și nepieirea ta, astăzi suntem copiii tăi cei răi, fiii tăi cu care ți-e rușine, pe care îi disprețuiești și îi umilești. Câți am murit? Câți vom muri? Pentru noi nu e nicio statuie care să-ți aducă aminte că am fost. Că suntem, că trăim, că vrem să iubim, că vrem să fim altfel decât am fost. Să fim noi înșine. Să fim noi înșine. Noi înșine, nu mercenarii lui Anitos sau ai lui Critias sau ai celor 30. Nici măcar mercenarii lui Socrate. Să fim noi înșine ai noștri, ai ființei noastre, ai minții noastre, ai sufletului nostru. Nu știu ce trebuie să pot. Nu știu ce trebuie să vreau. Nu știu ce trebuie să fac. Nimeni nu mă ajută. Nimeni nu-mi spune ce pot să fac. Nici tu, Socrate. Nici tu. Tu nu mă poți ajuta. Tu ai întotdeauna dreptate. Eu am nevoie de cineva care să nu aibă întotdeauna dreptate. Nu. Nu mai vreau să răspund la întrebările tale. Nu știu ce să răspund. Nu mai știu nimic. Nu mai știu. Nu, nu, Socrate. Nu mă poți ajuta. Nu mă poți ajuta. Ciudată senzație. Parcă m-a strigat cineva. Marea e pustie și limpede. Și nici nu se văd urme pe plajă. Ciudat. Îmbătrânesc. S-a devenit de nerecunoscut. Nimeni nu se mai poate înțelege cu el și plânge mereu. Vai, și era un copil atât de liniștit și de blând. Poate că a căzut sub înrăurirea unor indivizi fără răspundere.
periculoși, dăunători, nu? Eu l-am văzut de câteva ori în preajma lui Socrate. De la Socrate a învățat să nu se asculte părinții. Nu mai trebuie să permitem acestui eretic și renegat să învețe pe tineri ceea ce învață. La ce sunt buni filozofii ăștia? Ce? Noi nu știm și singuri ce e bine și ce e rău? Ba cred că știm mai bine decât unul ca Socrate, care face din bine rău și din rău bine. Păi ce? Noi singuri nu știm ce e frumos? Păi ce? Noi nu cunoaștem legile? Socrate a fost pedepsit tocmai pentru că nu respectă legea, așa că de ce să trebuiască să aflu eu de la el ce e legal, ce e frumos, ce e drept, adevărat, de ce? De ce? Nu se mai poate face nimic. Ba se poate, se poate. Îl vom pune noi la pus. Mă gândeam că nu se mai poate face nimic cu băiatul meu. Băi, atâta timp cât există între zidurile Atenei acești corupători. Stăpâne, Euripide s-a fugit iar! Idiotule, netrebnicule, de ce l-ați lăsat? A spart ușa! Degeaba am fugit după el! Poate că este pe aici! Dacă nu mi-l aduci... stăpâne, un altul! Dacă nu mi-l aduci acum aici, îți ce stați, stați, stați! Nu sclavul ăsta este de vina Nitos! Nu el, ci bătrânul ăla nebun, Socrate! El e de vină, Socrate! Îl voi omori cu mâna mea! Cu mâna mea! Uite că l-au prins pe fiul meu! Pe Zeus, cum arată! Hai, Eurites, hai vină la tatăl tău! Hai vină! Tu nu ești tatăl meu! Eu nu am tată! Eu nu am nimic! Nu trebuie să spui astfel de vorbe. Nu trebuie. Hai acasă, fiule. Îți jur, Anitos, că am să-l dau în judecată pe ucigașul acela de Socrate. Cetatea trebuie să-și facă dreptate. Cât timp veți mai îngădui oare în mijlocul vostru pe acest Socrate care strică floarea tineretului nostru? Astăzi vor învăța să nu-și iubească părinții, iar mâine vor învăța să-și ucidă părinții. Să nu uitați prin câte am trecut. Vă avertizez, prieteni și părinți, aveți grijă cum vă creșteți fiii. Țineți minte că v-am avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă Socrate. Să nu uitați! La ce te gândești? Socrate, la ce te gândești? Lasă în urmă atâția prieteni. Numai la ei te gândești? Ce vrei să spui? La tine nu te gândești? Ce-aș fi eu fără ei? Dar ei te-au condamnat pe nedrept. Pe nedrept, dar au dreptate. Față de mine au fost nedrepți, dar față de ei înșiși au fost drepți. Nu trebuie învinuiți. Eu am făcut mult rău Atenei. În loc să crezi zidar și negustor și soldați, am crescut suflete. Suflete. Acum apele curg împotriva noastră. Tocmai de aceea trebuie să notăm cu mai multă putere. Hei! Nimeni nu vrea să stea de vorbă cu mine mai de aproape. Eu! Bravo, fierarule! Ha, ha!
Văd că te-ai înarmat cu barosul. Crezi oare că-i să înfrunți o bucată de metal încins? Hai, 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 nu te speria. Eu nu sunt decât o bucată de metal stins. Dar ce vrei de la noi? V-am cerut eu ceva? De ce nu te supui legii? Care lege? Cea care te-a oprit să vorbești tinerilor. Tu ești tânăr? Eu nu sunt, dar ăștia de aici... Niciunul nu are sub 30. Eu nu știu ce să zic, dar oamenii spuneau... Ce? Ce spuneau oamenii? Ca să-ți vezi de treaba ta. Păi asta și fac. Îmi văd de treaba mea. Treaba mea e să discut cu ei. Cu tine. Dar asta nu e treaba. Treaba e ce fac eu, nu tu. Aha! Înțeleg. Acum ai ieșit la treabă cu barosul. Dar ia spune, între noi doi, tu care lovești Nicovala și eu care vorbesc, cine își vede acu de treabă? Și mai spunem ceva, fieranule. Barosul ăsta e pentru bătut fierul sau pentru bătut capetele filozofilor? Socrate, Socrate, o nenorocire, Eurites, s-a aruncat în bazinul acela otrăvit în care s-ar găsesc pieile. A murit. Ei, prieteni, iată că s-a întâmplat ceva despre care nu știu să vă spun nimic. Pur și simplu, nu știu. Nici n-ai avea ce spune. Moartea lui Eurites nu am să-ți iert niciodată. Tu ești vinovatul. Tu! Nenorocitule! Nenorocitule! Cum îndrăznești? Ai să plătești, Socrate! Ai să plătești! Ai să De ce te-am lăsat singur? Singur cu destinul tău, de ce? De ce? Unde am fost? Unde? E voi, zei, unde ați fost? Unde? Scoare de existența zeilor? Nu. De fapt, nu știu. Trebuie să aflu dacă zeii au creat natura sau natura i-a creat pe zei. Ați ascultat episodul al patrulea din serialul radiofonic Socrate. Socrate de Dumitru Solomon. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Episodul al cincilea. Ascultă-mi, Meletus. De ce-i
tot atâți pe oameni împotriva mea. Fiindcă singur n-am să te pot dobori. Mă urăști atât de tare încât îmi urei pe Irea? Dar poate că nici nu te urăsc, Socrate. Dar trebuie să dispari. Ai făcut prea mult rău cetății, oamenilor. Fiindcă îi învăț? Fiindcă îi înveți. Dar nu îi învăț decât să gândească. E cel mai grav. Ce-ar fi dacă toți ar începe să gândească? Dacă fiecare ar gândi altfel decât cel de alături? Păi s-ar mai putea oare înțelege oamenii între ei? Nu-ți pasă de mintea, de sufletul oamenilor? Doamne, pasă mai mult de viața lor, de acest pământ, care s-ar putea să ajungă pustiu cândva. Fiindcă oamenii nu pot gândi fără să ucidă gândurile semenilor lor. Își vor ucide unul altuia gândurile, apoi se vor ucide între ei. Pentru că fiecare va crede că el știe mai bine ce este adevărul, ce este dreptatea, frumosul. Ascultă-mă, bătrâne, trebuie să piei acum. Pieirea ta va arăta lumii cât de nefolositoare, cât de vătămătoare ți-au fost învățăturile. Lumea nu are nevoie de filozofi ca să-i clatine temeiurile. Cât de mult te poți înșela? Tocmai de astfel de filozofi are nevoie. Dar poate că nu acum, poate că nu încă. Noi am avut oameni mari cărora le-am cercetat și le-am urmat gândurile, pe Solon, pe Homer, pe Marele Pericle. Dar noi, noi înșine am gândit vreodată cu gândurile noastre. De ce să gândească mereu alții pentru noi? Dar de ce vrei tu să-i faci pe oameni să gândească pentru ei înșiși? Ca să se cunoască pe ei. Dar de ce să se cunoască pe ei? Ca să descopere cât sunt de răi? Vor căuta să fie mai buni. Naive, Socrat. Crezi că are cineva interes să fie mai bun decât semenul lui? Cred. Cred că oamenii pot deveni mai buni prin cunoaștere. Spune, bătrâne, a crede înseamnă a ști? Nu. Dar a ști înseamnă a crede. Prin urmare, crezi fiindcă știi? Da. Iar în zeii cetății noastre nu crezi pentru că nu știi nimic despre ei. Foarte logic, normal. Dar atunci la ce mai e bună știința ta dacă nici măcar pe zei nu-i poți cunoaște? După ce oamenii se vor cunoaște pe ei înșiși și îi vor cunoaște desigur și pe zei. Deci, până atunci nu trebuie să creadă în zei? Trebuie. Dar de crezut nu vor crede cu adevărat decât atunci când se vor cunoaște. Excelent! Excelent! Necredința asta a ta va fi un bun cap de acuzare. În urmare, Meletos, vrei să mă pierzi? Trebuie, Socrate, trebuie! Socrate, nenorocire, prea bunule, nenorocire, oamenii aceia vor să te piardă. Care oameni? Meletos, Meletos și prietenii lui te-au dat în judecată. În sfârșit, de mult așteptam asta. Cum îndrăznește poetastul acela fără har și fără glorie să... A cerut pedepsa cu moartea. Cumplit! Atena își decapitează oamenii de seamă. Au rămas prea mult în urmă vieții noștri conducători. Sau am luat-o noi prea mult înainte. Socrate, Socrate, nu mai e timp de vorbe. Trebuie să pleci undeva. Eu? Eu care n-am ieșit din Atena decât pentru a-i apăra zidul. Dar nu să te lași judecat de niște imbecili. Imbecili sau nu, ei m-au chemat la judecată în numele legii. Eu, care am respectat întotdeauna legile, tocmai acum să le întorc spatele? Legile trebuie schimbate, sunt vechi și mucegăite. Dragul meu, Platon, legile au fost schimbate întotdeauna de oamenii care le-au respectat și nu de tâlhari sau trădători. Voi acum mă îndemnați să mă porc ca un trădător, ca un laș? Ce Socrate! Dacă vor putea, Criton, dacă vor putea... Sunt morți! Și ce-ar fi dacă mi-aș părăsi casa în care am stat o viață întreagă numai pentru că are multe muște? Platon, convinge-o tu să plece.
Petrit te iubește, convinge-o. Există vreun om care să se poată lăuda că l-a convins pe Socrate? Hai! Nu vă mai lamentați atâta. Dar nu credeți că judecătorii mă vor condamna la moarte numai pentru că a cerut-o un fel de poet care nici măcar pe Homer nu știe bine. Eu nu mi-am pierdut încrederea în rațiunea clară a atenienilor mei. Păi, în fața destinului, cum poți fi? Și totuși, undeva, în adâncul ființei tale, există o spaimă. Se schimbă elementele din mine. Trebuie să încep să mă deprind cu celălalt. Te tem de moarte? Spune că moartea va fi pentru tine o desfătare. O viață întreagă m-am lăudat că sunt fericit. Nu puteam să dezamăgesc lumea, nu puteam să împărtășesc frica mea oamenilor. Tu n-ai spus de la bun început că ți-e teamă de moarte ca să bravezi, ca să pari mai puternic decât ei. Dar sunt mai puternic decât toți, pentru că nu le-am spus. Totuși te-au condamnat pe nedrept. Na, dar m-am gândit mult la asta, așa e. Față de mine, de Socrate, au fost nedrepți. Dar moartea mea va fi ca o cunună. Oamenii își vor aduce aminte de mine mereu și vor spune: Socrate, cel care a fost osândit la moarte de către atenieni, ce le-aș putea lăsa ceva mai greu decât această amintire? Eu n-am scris nimic. Vorbele se spulberă. Da, poate că sămânța lor rodește undeva. Sunt om, am și eu deșertăciunea mea. Vreau să se vorbească despre Socrate. Dacă n-a fost degeaba trecător pe pământ. Da, înainte de a pleca vreau să aflu, să aflu dacă zeii au creat natura sau natura i-a zămislit pe zei. Înainte de a nu mai fi, trebuie să aflu. Trebuie să aflu. A fost cel mai mare filozof al antichității. I-a învățat pe oameni să deosebească adevărul de minciună, cinstea de necinste, să se cunoască pe ei înșiși, să fie virtuoși, să-și iubească patria, să respecte legile cetății, să războit cu propriile vicii și cu vicii altora. N-a nedreptățit pe nimeni. Și totuși acest om a fost condamnat la moarte. Cu ce s-a făcut el atât de vinovat față de țara sa, încât să-i se aplice pedeapsa maximă? Prietenii și învățăcei spun că Socrate a fost victima unei cumplite nedreptăți, dar și nedreptatea trebuie să aibă un temei, o cauză. Care a fost greșeala lui Socrate? Care a fost greșeala lui gravă și de neiertat? Care a fost crima lui Socrate? Cetățeni judecători, v-ați adunat aici ca să-l judecați pe cetățeanul Socrate. Iată actul de acuzare.
Această chemare în judecată și această declarație le-a făcut sub jurământ Meletos, fiul lui Meletos din Pitos, împotriva lui Socrate, fiul lui Sofroniscos din Alopeche. Socrate se face vinovat de refuzul de a recunoaște pe zeii pe care îi cinstește cetatea. De asemenea, se face vinovat de coruperea tineretului. Pedeapsa pe care o cere Meletos este moarte. Da, moarte! Poftiți-l pe Socrate în fața tribunalului. A venit, l-am stricat, dar nu e. Uitați, acum vine! Salut! Salut pe judecătorii care vor face dreptate. Salut pe prietenii care au venit aici. Nu ți este rușine să întârzi la proces? Ești așteptat de 500 de judecători. Ce să fac? Am aflat prea târziu de acest proces. Da. Și apoi, dacă acuzatorii mei se pregătesc de ani de zile să mă înfunde, nu am și eu dreptul la câteva minute ca să-mi pun la punct apărarea? Așa e! Foarte bine, Socrate, nu te lăsa! Să respecte tribunalul poporului, fără vorbărie! Sunt gata să ascult învinuirile ce mi se aduc. Are cuvântul primul acuzator, Meletos. Cetățeni! Cetățeni judecători! L-am chemat în fața dumneavoastră pe cetățeanul numit Socrate, deoarece se face vinovat în fața minunatelor noastre legi pe care le păstrăm și le cinstim cu sfințenie, care ne-au fost dăruite de marele Solon, care au fost consfințite de marele Pericle și sunt apărate de marele Meletos. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Socrate s-a făcut vinovat de necinstirea zeilor cetății noastre. E un renegat, un ateu, un eretic. Socrate îi corupe pe tineri să-și uite îndatoririle, să disprețuiască legile și mai ales să nu-i asculte pe părinți. Dovezile, Meletos, dovezile! Ce dovezi? Ce alte dovezi mai vreți decât faptul că tineretul este așa cum este? Vicios, rău, leneș, stricător de legi și de ordine, necredincios, fără dragoste de țară. Minciună! Repetire! Meletos n-are dreptul să jurece! Lăsați-mă să vorbesc! Socrate îi învață pe tineri prin felul lui de a vorbi și de a gândi doar purtările rele. Îi învață numai lenevia, lașitatea. Nu tinerii sunt de vină, ci cel care profită de neștiința lor. Nu-i plac zeii noștri, nu-i plac legile noastre, poporul nostru, țara noastră. De aceea eu cer condamnarea la moarte. Cetățeni, îngăduiți-mi mie să explic pe larg acuzațiile aduse și lui Socrate. Ați cerut dovezi? Le veți avea. Eu însumi sunt un fost discipol al lui Socrate. Vă pot spune care este părerea lui despre zei. El pretinde că trebuie să recunoaștem că nu știm absolut nimic cu privire la zei. Mai mult, el pretinde că are un zeu propriu, un daimon, un demon, căruia îi aude glasul și cu care vorbește. Cetățeni judecători, auziți asemenea glasul? Nu cumva Socrate ne va impune tuturor să ne închinăm acestui zeu care îi vorbește numai lui? Ascultă, Nicon! Văd că ți-ai pregătit bine minciunile, dar te-am îndemnat eu să schimbi zeii sau credința? Nu direct, dar prin exemplu și prin vorbele tale
Ne-a dus pe un drum primejdios. Aș dori să nu răspunzi decât după ce vei asculta și cuvintele lui Anitos, tatăl nefericitului meu prieten Eurites. El, Anitos, ne va spune ce s-a întâmplat cu fiul său, cu unicul său fiu. Ce pot să spun? A fost cel mai cu minte și mai ascultător dintre toți copiii. Nu știu și nu înțeleg ce s-a întâmplat, cum a ajuns să-și ia viața, ce s-a schimbat în el, de ce era nemulțumit, ce anume altceva voia. N-a spus niciodată ce voia. Și-a dat singur moartea. Nu pot înțelege, nu pot. Spune, nefericitule Anitos, cine i-a strecurat în sufletul fiului tău îndoiala în fața destinului, neîncrederea în părintele său, singurul care îi vrea binele? Spune, cine l-a îndemnat să-și dorească o altă soartă? Spune! Cred că la această întrebare ne poate răspunde numai Socrate, dar nu acum. Mai întâi vreau să vă pun vouă, cetățeni simpli și cinstiți, o întrebare. Există oare suferință mai mare decât aceea de a dori din tot sufletul ceva ce nu se poate realiza? Oare poate un suflet sensibil și delicat să reziste himerei unei destin ce nu-i aparține? Suferința și moartea celui tânăr nu va apare acum ca un imens rău? Cine sau ce i-a distrus echilibru interior, l-a dezarmat, l-a făcut să-și dorească moartea? Voi va trebui să judecați. Nu trebuie să vă pripiți. Fiți cu băgare de seamă la ceea ce va spune Socrate. Este un mare meșter al cuvântului. Bărbați atenieni! Deși sunt cel mai tânăr dintre cei care s-au urcat la această tribună! Lasă, Platone, lasă! Tu ai să vorbești mai târziu. Nu a venit încă timpul. Hai, Socrate, apără-te! Arată-le minciuna! Acum să te auzi, ce mai poți să scornești? Eu nu știu ce impresie v-au făcut acuzatorii mei, dar eu era cât pe ce să nu mă mai recunosc. Atât de convingătoare au fost discursurile lor. Și totuși, nimic din ceea ce au spus ei nu este adevărat! Lăsați-l să vorbească! Are dreptul să vorbească! Am să vă explic, bărbații Atenei. Am să vă spun numai adevărul. Renumele pe care îl am se datorește numai înțelepciunii mele, care este, desigur, o înțelepciune omenească. Pe când alții au, poate, o înțelepciune mai presus de cea omenească. Noi nu pentru lăudăroșenile tale ne-am adunat aici. Hai, Socrate, apără-te! Dovedește adevărul! Apără-te! Oracolul a fost întrebat dacă este cineva mai înțelept decât mine. Și a răspuns că nimeni nu este mai înțelept. Iată de unde s-a născut această ură împotriva mea. Acum am să vă dovedesc neadevărul celor spuse de oracol. M-am dus la unul dintre cei ce se cred foarte înțelepți pentru a arăta că există cineva mai înțelept decât mine. Nu-i dau numele, era un politic. Din dialogul cu acest om, m-am încredințat că el pare înțelept altora și mai ales sieși. Dar, de fapt, nu este așa.
Am încercat să arăt că se înșală, că îi se pare doar că este înțelept. Și așa mi-am atras ura lui. În timp ce el credea că știe totul și nu știa mare lucru, eu nu știam și nici nu credeam a ști totul. Prin urmare, eu eram mai înțelept decât el. Apoi am fost la un altul și pe acesta mi l-am făcut dușman, dovedind lui același lucru. Și apoi alții, și alții. Multe dușmănii mi-am atras prin această cercetare. Și uite așa, mi-am dat eu seama că oracolul n-a vorbit despre mine. El s-a folosit doar de numele meu, ca și cum ar fi spus: cel mai înțelept dintre voi este acela care, ca și Socrate, și-a dat seama că el însuși nu prețuiește nimic în ceea ce privește iscusința de a cunoaște adevărul. Din cauza acestei străduințe n-am reușit. N-am avut răgazul să fac ceva de seamă, nici ca cetățean, nici ca membru al familiei. Și astfel am rămas într-o neîntreruptă sărăcie. Așa s-a întâmplat și cu tinerii care m-au însoțit în discuțiile mele. Au început și ei să îi scodească pe oameni și să le demonstreze celor care credeau că știu totul că de fapt știu foarte, foarte puțin. Astfel, cei întrebați de tineri se supără tot pe mine și spun peste tot că există un oarecare Socrate care îi strică pe tine. Asta așa e, strică pe tine, le sucește mințile. Nu e adevărat. Iată cum acești oameni dați în vileag de mine și sunt nenumărați, vă stârnesc. Ei nu pot fi decât împotriva mea. Hai, spune-mi, bunule Meletos, cine îi face pe tinerii noștri buni și virtuoși? Legile. Cine anume cunoaște legile din capul locului? Judecătorii de aici. Foarte bine. Foarte bine. Și sunt ei în stare să dea creștere bună tinerilor? Desigur. Dar ceilalți atenieni îi pot face ei pe tineri mai buni? Firește! Prin urmare, toți atenienii îi fac pe tineri mai buni? Numai eu îi stric! Întocmai! Bine, mai spune ceva, Meletos, că te văd foarte priceput în toate. E mai bine să trăim cu oameni răi în jurul nostru sau cu oameni buni? E fără îndoială cu oameni buni. Pe mine, de ce m-ai adus în fața judecății? Fiindcă stric tineretul cu bună știință? Sau fiindcă o fac fără voia mea? Cu bună știință, fără doar ce poate. Cu bună știință. Păi cum asta, Meletos? Cum asta? Tu, deși ești mai tânăr decât mine, ești atât de deștept încât știi că nimeni nu vrea să aibă oameni răi în jurul său. Căci oamenii răi fac răul. Deci eu sunt atât de neștiutor încât îi fac pe oameni răi pentru ca ei, la rândul lor, să-mi facă rău. Dar tu ai pretins că fac totul cu bună știință. De bună seamă. Ceea ce nu se poate susține, după cum ți-am dovedit. Iar dacă stric tineretul fără voia mea, atunci trebuie să mă lumineze cineva, să mă învețe cum să fac.
să nu mai greșesc și altă dată. Căci lege care să pedepsească asta nu există. Dacă va fi să cad, atunci voi cădea din cauza urii și a invidiei cu care sunt înconjurat, din cauza mulților dușmani pe care i-am făcut, spunând adevărul! Așa e! Așa e! Așa e! Așa s-au prăbușit mulți oameni destoinici și se vor mai pierde. Nu-i mai ucideți pe înțelepți! Nu-i mai ucideți! Atenție, judecători! Atenție! De ce, Socrate, ți-ai ales îmbelenicirea asta din pricina căreia, uite, s-ar putea să mori? De ce? De ce? Nu de ce? De ce? Aș săvârși ceva groasnic dacă m-aș teme de moarte sau de alte primejdii, într-atât încât să părăsesc datoria mea de a căuta înțelepciune, datorie cu care m-a investit chiar zeul. Dacă mi-ați dat drumul și mi-ați spune, Socrate, ești liber, dar cu condiția să nu mai filosofezi, căci altminteri te vom condamna la moarte, eu v-aș răspunde, cetățenii Atenei, eu vă iubesc, dar nu mă voi supune vouă, ci zeului meu, cât voi avea suflet și putere, nu voi înceta să filozofez și să predic. Ați ascultat episodul al cincilea din serialul radiofonic Socrate, de Dumitru Solomon. În rolul titular, Alexandru Repan. Au interpretat Constantin Codrescu, Dinu Manolache, Mihai din Vale, Petre Lupu, Gheorghe Visu, Dan Condurache, Cornel Vulpe, Constantin Cojocaru, Boris Petrov, Coca Blos, Constantin Dinulescu, Virgil Ogășanu, Eusebiu Ștefănescu, Răzvan Vasilescu, Ion Roxin, Marius Drogeanu, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica. În alte roluri, Petre Dinuliu, Aurelian Georgescu, Nicolae Eremciuc, Dan Bobe, Lucia Maier, Anemarie Ziegler, Nicolae Stângaciu. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică. Socrate, de Dumitru Solomon. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Episodul al șaselea. Eliberați-l pe Socrate! Eu nu înțeleg! Vă minte! Vă minte, cetățeni! Vă minte, bătrânul! Nu-l credeți, e viclean! E adevărat! Dacă mă veți osândi la moarte, nu mie îmi faceți rău, ci vouă. Ne mai și amenință! Nu vă spuneți încă părerea.
Am de gând să mai declar și alte lucruri care vă vor stârni și mai tare. Eu cred că mult mai mare nenorocire e să faci o nedreptate decât să înduri o nedreptate. S-ar putea să faceți greșeala de a mă osândi și de a nesocoti astfel darul pe care vi l-au trimis ei. Dacă mă veți omorâ pe mine, nu veți găsi un altul care să vă trezească. Hai, omorâți-mă dacă vreți. Dar vă veți petrece restul vieții dormind. Socrate a fost mai convingător decât noi. Cred că am pierdut procesul, Licon. Va trebui să plătesc amenda pentru pâră nedreaptă. Nu te grăbi, nu-i cunoști pe atenieni. Mulțimii să nu-i ofer niciodată raționamente logice, argumente convingătoare. Nu o impresionează așa ceva. Dacă Socrate s-ar fi umilit, dacă ar fi cerut îndurare, poate că ar fi scăpat. Totuși, Socrate a reușit să mă înfunde. Nimeni nu a reținut asta. Oamenii au reținut un singur lucru: că Socrate e altfel decât ei. Și oamenilor nu le convine ca un semen de-a lor să fie altfel decât ei, să gândească altfel, să fie mai deștept, mai bun, mai virtuos. Da, dar povestea asta lui cu sărăcia i-a impresionat pe toți. Da, de unde? Cei care se laudă că sunt săraci și fac din asta o virtute sunt prost priviți de către mulțime. Suntem doar obișnuiți ca toate muncile cinstite să fie plătite pe măsura lor. Dacă făcea o treabă cinstită, trebuia să pretindă bani. Asta așa e. De ce a refuzat mereu să ia bani? Așa e, niciodată n-a luat bani pentru ce a făcut. Vezi? Asta înseamnă orică munca sa nu merită bani, orică e ceva necurat la mijloc, orică ceea ce e foarte grav pentru el. Că munca lui merită bani, e cinstită, dar refuză bani din trufie și dă un exemplu prost celorlalți. Dacă ar mai proceda și alții la fel, banii și-ar pierde valoarea, oamenii ar sărăci. Atenienii nu trebuie atinși tocmai la buzunar. Hai să mergem, s-a terminat votul. Dar poate ar trebui să-mi retrag plângerea, că nu e prea târziu. Fii liniștit, Meletos. Au să-l condamne la moarte. De altceva mă tem. Nu înțeleg. De ce te temi? Nici eu nu înțeleg prea clar. Dar atunci când își vor da seama pe cine au omorât, va fi vai de noi. Și când au să își dea seama? Nu știu. Poate peste o lună, poate peste un an, poate peste 100 de ani. Și ce e de făcut? Acum nimic. Acum totul depinde de Socrate. Se vorbească lumea. Ce spune? Păi, în fața destinului, cum poți fi? La ce te gândești? La ce las în urma mea? Prieteni, asta, copii. Hai să mori, condamnat pe nedrept. Oricum am să mor. Omenirea e ca și Cronos. Nu poate exista dacă nu-și devorează fiii. Timpul. Nu ne ajunge niciodată timpul. Voi răzvrăti împotriva acestei osânde. Mă așteptam la ea, deși acum aș fi fost liber dacă aș fi avut încă 30 de voturi pentru mine.
Da, destinul a vrut ca ele, cele 30 de voturi, să fie alături de cei ce mă socotez vinovat. Și astfel să se adune 281 de voturi împotriva mea. Acum mi se dă dreptul, după lege, să propun eu o pedeapsă, ca și cum aș fi într-adevăr vinovat de tot ce s-a spus aici. Și asta pentru că n-am reușit să vă conving de dreptatea mea, pentru că n-am izbutit să mă scutur într-un timp atât de scurt de atât de multe calomnii. Dar ce pedeapsă pot alege câtă vreme pedeapsa cu moartea nu mă înspăimântă? Nu știu nimic în legătură cu moartea, dacă e un bine sau e un rău. Poate că ar trebui să aleg o pedeapsă despre care știu cu siguranță că era. De pildă, închisoarea sau amendă. Să vrea-te, Socrate! Să vrea-te, plătește amendă! Plătește amendă! Are dreptate! De ia spuneți-mi, cu ce să plătesc amenda? Prietenii mei aici de față mă îndeamnă să ofer pe chezășia lor 30.000 de argint. Bine, accept să fie aceasta pedeapsa pe care o propun, deși nu mă consider vinovat cu nimic. Ce ai votat pedeapsa cu moartea? Amenda era suficientă. Dacă acestui corupător al tineretului dăm doar o amendă, atunci unuia care fură ar trebui să mai plătim noi ceva. Socrate este un bărbat care a făcut faima Atenei. Da, pentru ce a făcut bun, dacă a făcut are faima, pentru ce rele va avea moartea, totul se răsplătește, și binele și răul. Spune-mi sincer, chiar crezi că Socrate e vinovat? Nu. Dar trebuie să dispară. Trebuie să dispară. Trebuie să dispară. Aruncați-l în exil! Să plătească amenda! Aruncați-l în exil! La moarte. Dacă ați fi așteptat puțin, moartea mea ar fi venit de la sine, da, așa? Eu plec spre moarte osândit de voi, iar voi mergeți spre nedreptate osândiți de adevăr. Voi, celor care m-ați condamnat la moarte, vă prezic o pedeapsă cu mult mai grea decât aceea că mă ucideți pe mine. Vor fi mulți aceia care vă vor trage la răspundere după moartea mea. Dacă voi credeți că omorând oameni veți înlătura pe cei care vă mustră că nu duceți o viață cinstită, vă înșelați amar. Veți plăti, veți plăti pentru toți aceia uciși, fiindcă au spus adevărul. Prieteni, dacă moartea este o călătorie de aici, într-un alt loc, și dacă acolo se întâlnesc toți cei care au murit, păi
atunci nu se poate închipui ceva mai minunat decât moartea. Să scapi de acești așa zis judecători și să găsești acolo adevărații judecători, pe cei care au trăit drept, să te întâlnești cu Orfeu, cu Hesiod, cu Homer. Ce poate fi mai sublim? Iată o fericire care nu vă este dată vouă. Ai discurs cu Agamemnon, cu Odiseu, cu Sisif, iar ei să nu te osândească la moarte pentru că ai stat de vorbă cu deși. Ne despărțim. Eu ca să mor, voi ca să trăiți. Care dintre noi va fi mai fericit? Care?